România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. De dimineață mai multe asociații civice, dar și un număr de cetățeni au transmis public un apel care spune: nu abandonăm România. Printre semnatari, Grupul pentru Dialog Social, organizația Vă Vedem din Sibiu, Corupția Ucide, dar și Mircea Cărtărescu, Oana Gheorgheu sau Carmen Uscatu. Lista este mult mai lungă, dar lista cererilor e chiar scurtă și destul de clară. Ea vorbește despre repararea legilor justiției, repararea legilor electorale, dar și competență de politizare sau instalarea meritocrației în funcția publică, toate astea odată cu instalarea noului guvern. Această ultimă cerere este cea mai firească dorință a societății românești din ultimii 10 de ani, în egală măsură și cea mai ignorată, cea mai descălcată în picioare. Funcția publică din România este sinecură sau cârpă de șters pe jos pentru partide, iar ea este de fapt esența tuturor problemelor noastre, pentru că nu poți să răspunzi la chestiuni concrete fără a face treabă sau fără a să te pricepe la povestea respectivă. Astăzi facem o verificare, reality check, cum ar spune englezii. S-a schimbat ceva cu acest guvern în materia funcției publice, a demnității, a elitei politice din România? Sau ne afundăm și mai rău? Doamna Firea spunea în octombrie că PSD se oferă să ajute la guvernare cu specialiști, echipe de experți. Este adevărat, nu contest expertiza unor oameni care vin din funcția publică sau din mediul privat. Dar sunt și câteva numiri care nu-mi dau mare încredere prin anvergura lor, capacitatea lor, prin viziune. Iată, la cel mai complicat minister cu putință, cel al finanțelor, a venit domnul Căciu, Adrian Căciu, care are o experiență de manager de nivel mediu în administrația publică din România. Iar acum este consilier al primarului din Buzău, înțeleg. Da. La economie a fost propus un domn care s-a retras, domnul Humelnicu, an de zile. El a avansat în politică destul de clar și pas cu pas. Noi, societatea s-a concentrat pe faptul că fusese fotbalist, dar esența era dacă el înțelege sau nu mecanismele complicate ale economiei și companiilor românești. Acum, la economie, a fost propus un alt domn care conduce resursele umane ale șantierului naval din Mangalia. Perfect onorabil, dar ce facem cu schemele de ajutor de stat și principiile lor? La economie sunt lucruri complicate pentru dialog cu alte state, cu mediul privat și așa mai departe. Domnul Florin Roman a venit la digitalizare, da? Ministerul care unește toate instituțiile să uită la 5G, la 5G, prieteni, această dezbatere globală, uriașă, da? Deși nimic din activitatea anterioară nu ne arată că domnul Roman are o expertiză. El a început în viață ca ziarist. Da. În fine, domnul Cadariu de la IMM-uri și turism este absolvent de mașini termice, dar avantajul lui e că trăiește în Suceava. Să nu mă înțelegeți greșit, cu siguranță acești oameni au și calități. Poate au și viziune și poate sunt experți în a conduce grupuri de persoane sau în administrația publică. Sunt sigur că înțeleg unele mecanisme, e absolut sigură chestiunea asta. Dar ce nu văd eu la ei este traseul firesc, logic, pe care un profesionist îl are în viață. Crește într-un domeniu, îl cunoaște, adună expertiză, are proiecte solide în spate și o constanță a deciziei în funcția privată sau în funcția publică. Adică oameni care au devenit șefi, supraveghetori de domenii și au făcut asta ani de zile. Până și premierul reprezintă o curiozitate din punctul meu de vedere. Domnul Ciucă va decide în privința marilor dosare ale României. Sunt sigur că va face față dialogului geopolitic, dar care este viziunea lui, de exemplu, pentru economia României? Sau pentru conductele de gaz din România, dar pentru investițiile în industria energetică, zic. Deocamdată avem întrebări și mă întreb de ce corpul funcționarilor publici și partidele nu pot da ceva mai strălucit. Mie îmi face impresia că e așa un guvern temporar. Dar dacă asta e de fapt tot ce are România mai bun de dat? Domnule, dacă asta e de fapt elita și partidele s-au uitat în curte și au zis
Dom'le, chiar oamenii ăștia sunt buni, cei mai buni. Cu ei vom face treabă și vom răspunde numeroaselor crize. 0372069599. Ce credeți despre cei numiți în funcțiile de ministru? Care dintre numele din listă vă inspiră încredere? Nu? Poate aveți pe unul și ziceți, uite, domnul Dâncu la apărare e chiar potrivit, sau doamna Firea la familie. Ce spun aceste numiri despre avansarea în funcția publică din România? Și ce criterii credeți că s-au folosit pentru aceste numiri? 0372069599. Vorbim chiar în timp ce domnii miniștri sunt audiați în comisii. Ne vedem și pe Facebook la Europa FM, iar România în direct este deschisă de Mircea. Salutare! Salut, Cătălin, și ascultătorii Europa FM. Mulțumesc pentru prilejul de a vorbi în direct încă o dată, pentru că chiar aș vrea să fac o propunere vis-a-vis de aceste numiri, după ce mai interes spun câteva din întrebările pe care le-ai pus. În cine ai încredere? Nu, să începem de aici. Nu, în absolut niciunul, pentru că singurul criteriu care este... Stai să vă explic de ce. Singurul criteriu care este folosit de partide pentru a face aceste numiri este acela de a fi un bun executant. Punct. Nu, într-un sistem mafiot, așa cum este sistemul politic din România, nu se cere nimic altceva, cu atât mai puțin competență. Chiar au existat situații în care miniștrii care erau și profesioniști întâmplători în acel domeniu au încercat să nu execute ceea ce li se cerea, fiindcă știau ca bun profesionist că erau în tâmpenie și chiar au primit amenințări că nu vor mai avea niciun viitor în această țară, nici în familiile lor. Dar stați un pic, nu asta vreau să spun. Generalizările sunt rele. Generalizările sunt rele, sunt reale. Sunt două cuvinte care seamănă, din păcate. Vasile Dâncu... Ce are Vasile Dâncu cu... Adică, ce-i greșit să nu-ți inspire încredere deloc? Stai un pic. A făcut armata. Funcția de ministru apărării... Știu, este o funcție politică, dar nu asta vreau să vă spun. Alta este problema acestor numiri. Poate că ar fi bine să fie stipulat chiar în Constituție, că tot se vorbește de reformă constituțională, și fac o paranteză, ascultând PSD-ul că vorbește de reformă constituțională, îmi vine să-mi iau cei trei copii să fug din țară când încă se mai poate. Dar, în fine, poate să va face cât de cât o reformă făcută de specialiști, de juriști. Poate ar trebui să fie stipulat în Constituție că atunci când un partid face propuneri pentru poziții ministeriale, să propună cel puțin două persoane, astfel încât primul ministru să poată alege cu cine va face echipă. Pentru că în caz contrar, acel prim-ministru este o simplă marionetă. Lui se impun niște oameni cu care, domnule, ăștia face echipă. Ce manager face echipă cu oameni care îi sunt impuși? Imposibil. Aici e o problemă, într-adevăr. Și primul ministru la rândul lui este pur și simplu o marionetă a partidului care l-a propus, sau eventual la corect observație. Știi de ce? Pentru că domnul Ciucă are reale probleme. În momentul în care s-a instituit această obligativitate, deja partidelor le va fi greu să găsească numai executanți. Poate să mai strecoară până aia 2-3 și câte un specialist. Și atunci primul ministru care se desemna la un moment dat va trebui să aleagă pe cel cu care vă face echipa. Altfel, repet, altfel este un fel de Dăncilă, ca să zic așa. Pentru că, și nu mă refer la competența doamnei Dăncilă, ci la faptul că s-a văzut clar că era o marionetă a PSD și a domnului Dragnea. La asta mă refer când fac analogia cu doamna Dăncilă. Speranța mea referitor la acest guvern, mai vreau doar să precizez ceva. Nu l-aș numi guvernul Ciucă, l-aș numi, după cum plastic l-a numit doamna Olguța Vasilescu, guvernul mortului fără bani pe piept, mortul fiind PNL-ul. Mai stai cu mine aici o secundă. Sigur. Domnul Ciucă e un profesionist în domeniul său. Sunt convins că are reale probleme și de la partidul său și mai ales de la PSD în a spune nu unor numiri de miniștri. Dar în același timp el are și avizul președintelui Iohannis, sau cum să zic, mâna președintelui Iohannis. Uite, poate nu întâmplător, nu cunosc motivele pentru care a apărut schimbarea de la economie. Tocmai acest aviz mă îngrijorează foarte tare. Vreau să zic că e două putere. Nu, din potrivă, mă îngrijorează din alt punct de vedere. A avut predecesorul dumneavoastră, Moise Guran, o emisiune chiar cu o săptămână înainte de alegerile prezidențiale și a întrebat care ar fi cel mai rău lucru care ni se poate întâmpla dacă va câștiga domnul Iohannis prezidenția. Și am avut iarăși privilegiul să intru în direct și să-i spun că marele pericol este că la depusul incompetențelor domnului Iohannis și mai ales incompetenței de a-și alege colaboratorii, PSD-ul se va reface. Nu numai că s-a refăcut, dar iată ce a ajuns PSD-ul să se invite din nou în țară. Pentru că, repet,
domnul Iohannis nu are competența de a-și alege nici măcar colaboratorii. Toate numirile care le-a făcut în funcții publice, practic instituțiile în care a făcut domnul Iohannis numiri, deja nu mai prea funcționează. Și am în vedere SRI-ul, BICOT-ul, DNA-ul, foarte multe astfel. Aici, mulțumesc tare mult, Mircea, dar deci când spui, da, SRI nu funcționează, băi, eu nu știu exact cum să-l evaluez. Poate funcționează și nu vedem noi, dar că DICOT-ul nu funcționează, numai astăzi are cea mai mare percheziție din istorie DICOT-ul, 467 de persoane. Sunt convins că sunt și lucruri blocate, de asta zic, generalizarea nu ajută nici măcar în această listă a guvernului, dar ceea ce putem spune este că ea e complet inegală și că uneori îți ridică mari semne de întrebare. Vasile, salutare, bine ai venit la România în direct. În cine ai încredere, Vasile? Am zis aici la listă. Mai este? Dar nu vorbește. Vasile? Da, da, auziți? Da, acum da. Salutare. Da, scuze. Am tot zis miniștri aici. Salut. În cine ai încredere? Da, ideea e că eu sunt de aceeași părere cu antevorbitorul meu. Nu am încredere în absolut nimeni. Și peste asta, PNL-ul din nou îmi demonstrează mie personal că nu este altceva decât un PSD colorat cu galben. Da, nu știu, eu îți înțeleg amărăciunea, dar cu ce ți-a greșit Bogdan Aurescu? Ce mi-a greșit mie? Păi aveam și o speranță că, domnule, PNL, USR o să fie o... Da, domnule, înțeleg, dar îți înțeleg dezamăgirea, dar eu te întreb ceva concret. Uite, aici știi cum rezolvăm o problemă. Uite, domnul Aurescu e ministru și zici, domnule, n-am încredere în el. De ce n-ai încredere în domnul Aurescu? De ce? Nu pot să am încredere în niciuna dintre numirile care s-au făcut acum, deoarece și pentru că au fost negociate de domnul Câțu. Domnul Câțu, care, dacă vă aduceți aminte, în urmă cu vreo săptămână, cred că, a dat jos pe domnul care a făcut o chestie istorică în România, din funcția în care a fost. Deci, la protecția consumatorului s-a făcut prima oară în ultimii, de când e Black Friday-ul, da? S-au făcut cercetări, amendări și s-a aplicat legea. Da? Și l-a dat jos. De ce? Va trebui să facem o dezbatere separată despre asta. Eu trăiesc acolo cu impresia asta, știu deja că e un mit, mă uit și am niște dubii referitoare la astea cu aplicatul legii, pentru că n-am văzut nici magazine închise, da? Am auzit numai comunicate și n-am văzut încă nici amenzile plătite. Crede-mă că acele amenzi vor fi contestate până la Dumnezeu și înapoi. Ca imagine a arătat foarte bine, da? Dar ca rezolvare reală a problemei, nu știu în ce fel. Am văzut diverse mituri legate de chestiunea asta, știu că suntem într-o perioadă de schimbări și uite, apropo de unul dintre mituri, văd că după darea jos a acestui cetățean, următorul cetățean a venit și a închis alte magazine, pe la obor, deci acțiunile astea în forță continuă. Dacă e să le luăm așa, nu? Da, continuă, dar magazinele de la obor nu au... aceeași cifră de afaceri cu magazinele care au fost vehiculate în anterior. Aici avem discuția reală. E vorba de amploare. Discuția reală este despre modul în care aceste corporații sunt corecte sau nu în legătură cu noi. Da. Și aici funcția publică are într-adevăr ceva de spus. Și eu sunt curios cine va fi următorul om numit la ANPC. Dar tu, aici sunt oameni care au experiență. Actual, eu v-am spus motivele mele. Eu sunt, am trăit 20 de ani în Iași. Așa. Și aveam o speranță, v-am spus, la alegerile anterioare, între cu PNL-USR, că au zis că vai de mine, știți, susținem, nu știu ce. Știți ce s-a întâmplat la Iași cu domnul Chirica, care, din punctul meu de vedere, ar putea lejer să candideze pentru un Oscar. Așa. Și pentru faptul că este un... nu neapărat vizionar, dar știe să citească, ca să zic așa, cu doi pași înainte în politică. Altfel nu ar veni. Uite, domnul Chirica e acum în toate partidele, e și în PNL și în PSD, domnul Chirica. Nici nu mai știu pe la ce partid e. Îți mulțumesc tare mult, Vasile. 0372069599. Știți ce m-ar interesa? Mă gândeam acum. Dom'le, pentru un funcționar public din România, hai povestiți-ne și nouă, dacă se poate. Cum e, domnule, avansarea asta în funcția publică din România? E posibil ca cineva care are o carieră politică așa lineară și corectă în funcția publică din România să ajungă la un moment dat ministru? O curiozitate doar. Sau sunt oameni atât de competenți încât ar putea ocupa funcția de ministru?
acolo dintre funcționari publici. Bogdan, salutare! Bună ziua! Chiar ați ridicat mintea la fileu. Pregătisem o idee legată de avansarea funcționarilor publici, de fapt, de modul în care poți lucra într-un minister. Asta e întrebarea mea și o să revin apoi și la oamenii în care am o urmă de încredere. Reiterez, în ce condiții putem lucra într-un minister? În ce condiții putem aplica pentru un post în minister, ca funcționar public? Cred că trebuie să cunoști minim o limbă străină, cred că trebuie să ai studii absolvite în domeniul respectiv, dacă nu cumva chiar un master, nu suficient 3 ani pentru licență, și pe deasupra chiar și o experiență în domeniul respectiv. Acum putem să translatăm ideea asta de la funcționar public la vârful funcționarilor publici la ministru. Așa. Câți dintre miniștrii numiți respectă criteriul prin care oamenii sunt angajați în ministerul pe care el îl conduce? Bună observație, da. Uite, de exemplu, domnul Grindeanu la transporturi. Domnul Grindeanu n-are experiență în transporturi, adică... Da, domnul Grindeanu ar putea să ne spună ce ne-a oferit și domnul Dâncu ca explicație, că și-a luat permisul, nu? Domnul Grindeanu a obținut permisul, deci cumva are legătură cu șoseaua, cu transporturile și conduce. Așa și domnul Dâncu. A fost militar, deci și-a descoperit pasiunea pe la 18-20 de ani, așa, cam atunci e și permisul de conducere, poți să devii ministru până la urmă. E o situație hilară. Punctați dumneavoastră mai devreme, sunt anumiți miniștri care cel puțin prin activitatea lor până acum sau numele lor par să aibă tangență cu domeniul în care activează. Unul dintre ei, da, Bogdan Aurescu, om de carieră pe Ministerul de Extern. Apoi mai avem la sănătate pe domnul Rafila. Să ne aducem aminte că înainte să înceapă pandemia, înainte să devină membru de partid, omul era reprezentantul OMS-ului în România. Invers. Mă gândesc că lucrul ăsta nu era întâmplător și că OMS-ul totuși nu are apartenență politică în România. Nu e USR, nu e PNL, nu e PSD, nu e orice altceva. Pur și simplu își găsiseră un specialist. Nu știu cum se fac numirile la OMS, dacă printr-un examen. E reprezentantul României la OMS. Reprezentantul României, ok. Da. OMS-ul acceptase individul ăsta. Da. Adică are aliura unui om care se ocupă de domeniul său. Da, corect. Și probabil că o să ne așteptăm la niște lucruri interesante acolo sau cu un anumit tip de gândire care va da rezultate. Adică așa sperăm. Vedem în ce măsură. Bun, uitați, numit un nume. Asta e o premieră. Pe cine mai avem? Cred că și la justiție avem un fost ministru. Acum, dacă stăm să analizăm rezultatele lui din perioada respectivă, e posibil să mai pierdem din entuziasm. Dar, analizând, comparând cu actualii lui colegi, din nou avem un avocat care e ministrul justiției. Pare realist. Un scenariu e din filmul justiției. Da. Comparativ cu alți domni de acolo. Da, avem și niște numiri hilare care dau impresia, așa cum spuneați mai devreme, că oamenii trebuiau să fie acolo și dacă cream un minister, nu știu, al comunicării extraterestre. Continuam lista de ministere. Apropo de înființat ministere, avem un minister nou înființat pe care îl va conduce doamna Firea. Ministerul ăsta este formidabil din punctul meu de vedere. Ne aduce, ne aliniază cu state europene care au state foarte vechi pe domeniul ăsta, tineret și familie. Numai că să vedem cum se vor dezvolta lucrurile. Să aloci un minister tinerilor și familiei în general înseamnă foarte mult. Să nu uităm că pe noi în România un tânăr, un formatorul tânărului și tânărul în sine ne costă mai puțin decât paza și întreținerea unui om aflat în detenție. Să știți că acest minister va fi responsabil cu politicile demografice, o catastrofă în România, va trebui să ne încurajeze să facem copii și să rămânem în această țară. Și am văzut printre propuneri acolo măcar o idee bună. Uite, o spun acum, ca să nu zică lumea că avem ceva cu unii sau cu alții. E acolo o idee bună, scutirea DCAS
care e foarte mare în România, deci taxa aceea ce se, pentru cei care fac 3 copii, pentru mamele care fac 3 copii. Mie mi se pare o idee foarte bună. Domnule, eroine erau la 10 în sus aici, deja la 3 copii este ceva formidabil. Primeau indemnizație de la 3, 4, 5 copii, primeau indemnizație. Să știți că a scoate impozitele cuiva și să-i dai banii ca să poată să crească pe copiii respectivi, mie asta mi se pare o idee bună. Cine a avut ideea asta, respectiv doamna Firea, că și-o asumă, ar trebui încurajată și mers în direcția asta. Poate mă înșel, da. Mi se pare un pas. Asta spuneam și eu. Mi se pare un pas să avem un minister. Numai că, apoi, îi mai avem pe cei trei udemeriști care au rămas pe poziții. Avem un sportiv la Ministerul Sportului, avem un domn, cum ziceați, lăudat și cu oareși ce rezultate pe domnul Otila. Da, Cechia Otila. Și domnul Tanțoș Barna, care este un om de administrație de 20 de ani încoace și știe dosarul mediului. Aici, știți la câtă lume a lăudat UDMR-ul în emisiunea asta? Deocamdată mă abțin să mai zic ceva, că nu mă laude. De 2 luni încoace, UDMR e cel mai lăudat partid din România și eu tind să le aduc aminte oamenilor că tot români sunt și ei. Mă rog. Știți care e partea fericită în actuala alianță de guvernare? Mă rog, mult zis fericită. Sunt curios și aștept în 3-6 luni să vedem cine va fi vinovatul tuturor greșelilor, banilor cheltuiți aiurea, scurt-circuitelor din orice minister și din dezvoltarea societății române în general, pentru că cei trei aflați acum în coaliție au fost actorii principali în ultimii 30 de ani de guvernare. Mulțumesc mult! Da, au fost. Hai să vedem cine vor fi vinovații, dar în câteva luni. Pentru asta trebuie să avem răbdare. Între timp să vă spun că domnul Adrian Chesnoiu, care va conduce agricultura, este absolvent de Academie de Poliție și are 2 diplome de master în investigarea fraudelor și managementul activităților de ordine publică și siguranță națională, iar între 2005 și 2011 a fost ofițer specialist în investigare fraude. Da, interesant, dar a condus și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Da? Adică, ok, la un moment dat a avut loc o reorientare de carieră, dar dacă e un om capabil și deprinde mecanismele astea, poate reușește. Ce zici, Dragoș? Salutare! Bună ziua, domnul Cătălin! Bună ziua, dumneavoastră, ascultătorile dumneavoastră, mă auziți? Da, te ascultăm. Ce zici? Bun, aș începe în primul rând cu un citat de la domnul Coposu. Sper să-l zic corect. Ferească-ne Dumnezeu de ziua în care vom găsi FSM-ul la stânga și la dreapta eșchierului politic. Chiar am ajuns în această zi. Ei s-au reîntregit că... Au plecat de la o singură mamă. Au fost un fel de Remulus și Remus care nu s-au omorât unul pe altul, dar în schimb s-au reîmpăcat. Sigur. Dragoș, dar asta nu înseamnă că oamenii sunt slab pregătiți? Nu înseamnă că sunt... Nu zic că sunt... Deci, spun jos părăria pentru domnul Bogdan Aurescu, care este un diplomat de carieră. Abia aștept să văd ce face domnul Rafila la sănătate, pentru că deja am văzut că am început cu boroboațe, gen 90 de zile, vaccinăm 10 milioane de oameni. Nu știu, aici ar trebui să-l coopteze poate pe domnul Simion să-l mai ajute. Așa. Dar și eu sunt curios. Domnul Rafila a promis că vineri, în deșteptarea României, ne dă un interviu prin telefon. Îl întrebăm, trebuie și noi să vedem. Da. Da, că vom comunica, că vom face, dar vom vedea peste cele 90 de zile. Întrebarea ar fi și pentru domnul Rafila, dacă tot vorbiți, ce se întâmplă dacă după cele 90 de zile se vaccinează cei 10 milioane de oameni? Dar la domnul Câțu ce s-a întâmplat? La domnul Câțu și-a făcut epul cu singur, să fim sincer. Că a zis și președintele Iohannis că gata, vor fi 5 milioane, nu știu când, mai țineți minte. Da, nu mai intrăm în aceste discuții, că... Înțeleg că lista e scurtă, Dragoș, adică cam ăștia deci, să, nu? Aici ne-am oprit, că când mă gândesc la domnul prim-ministru, care, jos părerea, pentru că era militară, îl văd, dacă vă aduceți aminte,
domnul Gigi Becali, când a pus, nu mai știu pe cine, no name la, la antrenor, că i-a răspuns că era la biserică. Cam așa ceva. Da, că era la biserică, l-a pus antrenor. Și ce a zis? Mă, ești antrenor? Hai mă, intră, uite, îți dau eu echipa, eu îți spun cine să joace, eu îți spun cine să faulteze și cine să centreze, adică înțelegeți, în termen politic, mă refer la altceva, dar tu vei fi răspunzător pentru rezultate. Cam așa ceva este în ziua de astăzi. Adică, în locul domnului Gigi Becali a fost, este domnul Klaus Iohannis, care, cred că dacă se face un sondaj de opinie independent, așa, ajunge, cred că, la 5-6% la încredere. Da, adică vreo 10-12%, da. Încă deja e prea mult. Da. Încă deja e prea mult, pentru că a dezamăgit enorm de mulți oameni și dezavantajul, asta a fost al nostru, pentru că întotdeauna noi a trebuit să alegem rău cel mai puțin, cel mai mic. Să ne aducem aminte cum a ajuns și dumnealui în această funcție. Îți mulțumesc tare mult, Dragoș. Știți care este răul cel mai mare al acestei chestiuni? Că încă o dată și încă o dată mecanismele firești de funcționare a unei societăți nu sunt puse în funcțiune. Clasa politică și în acest set de numiri a fost inegală și iarăși a numit pe baza meritelor din rândul lor, nu pe baza meritelor sociale. Iar acest lucru va fi pe mai departe argumentat, mă, dar așa procedează toată lumea. Dar nu mai lăsați impresia că aduceți oameni în fruntea României pentru că sunt competenți. Fiți sinceri măcar și spuneți, băi, am pus că sunt de-ai noștri. L-am văzut pe domnul Ciolacu. Ce le recomandă, domnule? Organizația de Galații le recomandă pe domnul Humelnicu. Serios? După care ne-a întrebat Candid, domnule, dar la voi în presă cum să face când vă avansează? Pe cine credeți că ne recomandă când ne avansează în presă? Ne recomandă șefii noștri care se uită la activitatea noastră, la cifrele noastre, la ce am făcut înainte. Ori domnul Ciolacu nu înțelege mecanismele de funcționare firești ale resursei umane într-o țară, ori încearcă să ne ia de proști. Care dintre cele două variante vi se pare mai corectă? Și la PNL, să mă ierte Dumnezeu, e la fel. Ți-a zis, domnule, poporul și parlamentul că sunt niște greșeli cu niște miniștri pe linia asta. Domnul Bode, salutare, mai sunteți la interne? Domnul Bode, hai să vă zic, l-ați prins, domnule, pe ăla cu bomba de la Arad? Și dumneavoastră sunteți numit din nou ministru în fața Parlamentului României să vă voteze? Dar ce vă recomandă? Domnul Bode, ați spus că la cultură, ați spus, sunteți citat cu ceva de felul următor, o să reformăm România prin cultură, prin spiritul culturii, spunând zeflemitor, pe dumneavoastră vi se pare că în cultură sau având cultură e ceva rău? Haideți că data viitoare vă întreb ce carte ați mai citit. Sau cum o să faceți dumneavoastră să se citească cărți în România? Dan, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, o să fiu cât de scurt posibil. Sunt apolitic, n-am încredere absolută în niciun partid. Am 31 de ani, născut în 90, deci nu am prins revoluția. Dar ceea ce se întâmplă și văd e că e jale. Ne suntem mințiți, nu se face nimic în țara asta. Am trăit 6 ani în Anglia, m-am întors cu gândul că dau de mai bine. Nu văd decât oameni care sunt incompetenți, inculți, care nu știu decât să mintă și să promită, fără a fi trași la răspundere după ce se termină un mandat. Ceea ce mie mi se pare absurd. Ai promis într-o campanie electorală că vei face ceva, dacă nu te ții de cuvânt, ești răspunzător pentru ce a întâmplat. Nu ar trebui să fii pedepsit oarecum. Teoretic, nu avem alt instrument de a, decât votul, iar partidele să spună, uite, domnule, ăsta e incompetent, nu-l mai punem aici. Ca să avem votul, trăim în era în care e dezbină și cucerește. Noi, ca popor, suntem dezbinați, nu suntem absolut în compasiune cu cel de lângă noi sau, nu știu cum să zic. Noi nu știm decât să ne tratăm pe sus, unul pe celălalt. Suntem dacă avem doar pentru noi. Asta e. Da, în mare parte suntem pentru noi. Am de-a face cu oameni zi de zi, diferiți oameni. Dacă mă duc la ei și îi tratez cu respect și ei au o funcție mai mare decât a mea, se uită de sus, răspund zeflemit. Cam ăștia suntem. Aici au vrut să ne aducă.
dintre toate numele pe care le-am citit eu aici, nu e niciunul care să zică, domnule, până la urmă, uite, ăsta e un om despre care eu cred că măcar va încerca să facă ceva. Ca să încerce, ar trebui să încerce să facă pentru noi ca și popor, nu pentru ei ca și partid. Și e cam greu. Pentru că toți, când ajung într-o funcție, nu fac altceva decât să tragă cu partidul. Toți? La asta se gândesc. Dom'le, da, atrage cu partidul nu e un lucru rău, că de-aia te-ai inscris acolo. Important e ce mai faci și pe lângă. Și eu asta te întreb. Păi, mă uit aici, asta, sunt totuși... Păi nu prea... uitați-vă un pic la defrișare sau, nu știu, în orice domeniu. Oameni care își fac datoria sunt înlăturați și puși politic doar ca să închidă ochii. Adică despre ce vorbim? Oamenii care sunt puși și fac pentru noi, ca și popor, sunt înlăturați și sunt puși de la partid doar ca să nu se mai facă. Te referi la domnul Berceanu, da, la domnul Berceanu de la Mediu, care a fost dat afară. Multă lume se referă la domnul Doloț de la ANPC, sigur. Eu stau și mă întreb, din toate numele pe care le-ați enumerat, având în vedere că nu au niciun fel de experiență, în toată lumea asta nu găsim 15 români care să fi terminat sau să fi studiat finanțe, nu știu, orice. Ba da. Să numim. Păi și de ce trebuie să ne uităm mereu în grădina, în curtea mea, în curtea politicului? Am eu un partid, dar... Da, pentru că sunt două motive. Pentru că partidele au niște rețele clientelare pe care vor să le planteze acolo și doi la mână, pentru că mulți dintre românii onești nu vor să lucreze cu partidele. Vedeți? M-am întors de 2 ani în țară și în fiecare zi mă gândesc să s-o întind iar. Nu, deci nu am stabilitate, da. Nu am absolut nimic. Eu te vezi. Mi se mărește minim pe economie și îmi dă cu o mână și îmi ia cu 5, și asta e mărire. Plătesc 48% din salariu. Știu. Mai am puțin și fac jumătate. Încă un pic, așteaptă că PSD știu că rezolvă și pe asta. Nu, că de la 1 ianuarie, acum. Imediat, Dan, îți mulțumesc, spor la treabă. Da, o să vedeți cu taxele astea, va fi foarte interesant. Știți cum e cu taxele în România? Ele îi prind doar pe românii muncitori și onești. Ai scos capul cu ceva mai mulți bani, japteara statul. De ce? Pentru că statul este croit să închidă ochii pe unde să duc banii ăia mulți. Și atunci când faci risipă, îl arzi pe ăla care tace din gură. Mihai, salutare! Caut un om în care să ai încredere aici, din lista de guvern care e audiată la ora asta. Bună ziua, în primul rând. Sincer, cred că singurul ministru în care am încredere, cu toate că nu am analizat CV-ul foarte în detaliu, ar fi Bogdan Aurescu, care are o continuitate în ceea ce privește funcția pe care o ocupă. În rest, CV-uri, dacă ar candida probabil în zona corporate sau corporații, probabil că niciunul dintre miniștrii nu ar reuși să ocupe vreo funcție. Poate domnul ministru de la Finanțe, noi am reținut numele, înțeleg că a fost cât de cât într-o zonă de management. Domnul ministru de la Finanțe a fost, da, în zonă de management a funcției publice. Domnul ministru de la Economie a fost șef de resurse umane, mediu privat. Dar eu cred că pe domnul Predoiu, de exemplu, l-ați primit într-o corporație, sincer. Sincer, ar avea una dintre cele mai puține șanse, zic eu. Dacă ne aducem aminte istoria domnului Predoiu, ținând cont de candidatura fantomatică de la primăria capitalei, când a candidat cu doamna Firea, și ținând cont de rezultatele domnului Predoiu pe care le-a avut până acum în funcțiile ocupate, sincer mă aștept să fie din nou un rezultat minim și insignifiant ce va face. Domnul Predoiu are de reparat legile justiției, are de desființat SIJ, dar trebuie să-l înlocuiască cu o altă structură. Deci da, mandatul său e oarecum limitat. Simplu. Da. Simplu. Nu știu, adică nu are de rezolvat nimic pe linia asta. Acolo ne facem că facem ceva.
și să vedem cum o să comunice public dumnealor acest lucru. Crezi tu, de fapt, că e cauza pentru această situație sau ce... Sincer, da. Sincer, și asta era ideea principală pe care aș fi vrut să o transmit, este că oarecum acesta este guvernul pe care îl merităm. E ironic, dar cred că acesta este guvernul pe care îl merităm, pentru că orice acțiune ar trebui să aibă o reacțiune. Da. Atâta vreme cât se regimentează oameni politici în astfel de funcții, fără absolut nicio legătură cu funcția pe care o ocupă, iar reacția societății este minimă, nu se va întâmpla nimic niciodată. Atâta vreme cât se vor promite măriri de pensii, de salarii, pot să pună pe funcții, deci sincer, dacă puneau pe Mickey Mouse și pe Donald Duck pe funcții, cred că era fix aceeași același rezultat. Cine e Donald Duck? Că de Mickey Mouse am auzit, dar la Donald Duck cine e? Fără neapărat o referire la personajul politic. Am dat niște exemple aleatorii. Dacă putea să fie oricine acolo, atâta vreme cât se promit creșteri de pensii și de salarii și nimeni nu-și pune absolut nicio întrebare. De unde vin acești bani? Cum facem să dăm pensii mai mari pensionarilor? Ei se bazează pe acești bani de la PNRR, că vor putea să-i împartă cum vor ei, dar să nu uite un aspect, că acum procurorul european este Codru Tachiovici, care totuși în trecut a avut niște rezultate. Domnule, nu îi aștept eu la furat neapărat. Îți mulțumesc tare mult. O să vedem. Acum furatul este mult mai ușor de demonstrat. Sare în ochi. Dar funcția publică presupune și vocație, și curaj, și experiență. Oamenii care ocupă aceste funcții ar trebui să fie printre cei mai buni sau, mă rog, acolo, în elita, în lumea lor. Încă o dată, aceste numiri, foarte multe dintre ele, sunt cu semnul întrebării. Ce ne așteaptă este probabil iarăși un guvern de peticeală cu aceleași soluții încercate în șir, cu promovarea unor idei care duc România într-o zonă de împrumut și instabilitate financiară și mai ales din tot ce se vede aici, cu un refuz de reașezarea funcției publice a aparatului bugetar și a finanțelor României. Asta ne așteaptă în următorii cât s-or fi. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.